Au trecut 6 luni de la cea mai macabră crimă petrecută vreodată în Roman, când o profesoară pensionară a fost prinsă de polițiști în timp ce căra în saci resturi din trupul soțului. Romașcana Ana Zaharia se află acum în arest preventiv și, în ciuda încercărilor repetate de a contesta măsura, magistrații nemțeni nu o eliberează. La începutul lunii februarie a ajuns iar în fața magistraților de la Tribunalul Neamț, aceștia admițând propunerea de prelungire a arestării preventive formulate de parchetul de pe lângă Tribunalul Neamț. Ana Zaharia este cercetată pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și profanare de cadavre, iar pe 11 martie s-a dat o nouă sentință, tot în favoarea menținerii în arest. Pe 10 martie, femeia a fost trimisă în judecată, iar vineri, pe 11 martie, s-a reluat decizia asupra prelungirii arestului, magistrații decizând că ea va rămâne reținută. Ana Zaharia a formulat o contestație inclusiv pentru această ultimă decizie a magistraților nemțeni. Reamintim faptul că în noaptea de 14 spre 15 septembrie 2015, Ana Zaharia a fost depistată în Târgu Frumos, având drept bagaje 3 saci în care erau îngrămădite părți din cadavrul soțului, Gheorghe Zaharia, de 69 de ani, colonel de armată în rezervă. Din saci lipseau capul victimei, găsit ulterior în apartamentul celor doi din Roman, organele genitale și cele interne, negăsite nici până acum. Singurul indiciu asupra morții bărbatului este acela că pe capul victimei au fost găsite urme de lovituri.